PSD Călăraș de lansarea candidaților pentru funcția de primar, președinte al Consiliului Județean la alegerile locale din vară. Alături de noi, în onoare cu prezența domnului președinte Marcel Ciolacu, domnul secretar general domnul Paul Stănescu, am mai avut parlamentarii prezenți, domnul președinte al PSD Ialomița, domnul Marian Pavel. După cum știți, astăzi către organizația PSD Călăraș, după multe discuții, domnul președinte al Consiliului Județean a acceptat să vină către familia noastră, către PSD Călăraș, nu singur, împreună cu un număr de 10 primari de la PNL, consilieri județeni de la PNL și consilieri locali ai PNL-ului care au venit să își doresc să candideze pentru funcțiile de primar, de președinte al Consiliului Județean din partea Partidului Social Democrat. Vă mulțumim, domnule președinte, că ați ales starea cea bună să veniți către noi pentru a recâștiga dumneavoastră să rămâneți în continuare președinte al Consiliului Județean. Și din 2004, noi PSD-ul nu am mai avut Consiliul Județean nici primăria, președință de județ. Vă mulțumim. Mulțumesc. Dacă îmi dai cuvântul. Da, domnul președinte. Ceea ce s-a întâmplat astăzi e un caz unic. Mulți se duc la putere. Uitați că eu astăzi cu 10 primări am preferat să merg către un partid de opoziție. Scopul e unul singur. Să-mi continui proiectele pe care le-am început la Călăraș, pentru că în echipa veche, toate erau blocate, toate erau fără lipsă de a primi autorizația de construcție și a continua, să spunem, să le ducem la maturitate pe cele care le-am început. Consider că astăzi echipa PSD s-a întărit. Cei 10 primari care m-au urmat astăzi și au venit să întărim rândurile Partidului Social Democrat vor veni pentru promisiunile pe care le-am făcut noi cetățenilor. Noi am făcut promisiuni, știm să facem promisiuni, iar după promisiuni ne punem familia, nevasta, copiii, nepoții pe funcție. Familia PNL e o familie care are un singur scop. Să-i mințim pe cetățeni, să-i prostim, să le luăm voturile, după care să ne promovăm familia și copiii. Clar, astăzi e o răscruce de drumuri. Am decis construcția viitoare pe care noi o dorim pentru călărășeni, pentru județul Călăraș, pentru municipiul Călăraș, să o facem împreună în Partidul Social Democrat și considerăm că echipa câștigătoare mâine în alegerile de pe 14 iunie. Vin într-un mediu privat. Sunt președinte la un grup de producători. Am reușit să construiesc echipe, pot să construiesc echipe. Consider că în continuare șansa de a dezvolta Călărașul și a arăta călărășenilor că venim pe promisiuni pe care le vom îndeplini sunt cele care le-am început. Să știți că ele au fost începute și aici trebuie să, nu vă supărați, domnule președinte Marcel Ciolacu, trebuie să-i mulțumesc domnului Paul Stănescu, fost ministru al dezvoltării, că proiectele Călărașului s-au aprobat datorită domniei sale. Tot ce se întâmplă în Călăraș azi, spitalul de la Săpuna, spitalul de la Călăraș, promenada, portul, prefectura, toate aceste proiecte mari sunt ale Partidului Social Democrat împreună cu domnul Paul Stănescu. Să știți că n-a fost nicio intenție în care domnul ministru m-a primit ca să mă condiționeze. Nu. A fost promisiunea că el dezvoltă România. Mandatul de ministru a fost pentru să dezvolte România. Călărașul a primit această binecuvântare cu domnul ministru Paul Stănescu ca să primim proiecte să dezvoltăm Călărașul. E nevoie să le continuăm. Nu puteam continua pe echipa PNL. Uitați că astăzi sunt în echipa care le pot duce mai departe să le finalizez. Mulțumesc! Vom fi echipa câștigătoare pe 14 iunie 2020. Dacă ne puteți spune și cine sunt cei 10 primari care v-au urmat, domnule președinte. Budeștiu, Crivățu, doamna secretar general. Doamna secretar general. Borcea, Curcan, Zavodă, Dormărunt, Dragoș, Vodă, Gulbănești, Nana, Valea, Argovei, Vâlcele, Budești. Și mai urmează și o altă parte a primarilor care vor veni să vor alătura echipei în partea a doua. Dar de ceilalți primari PNL care au plecat către PSD care au plecat către PNL? Sunt patru primari care au plecat, așa îi știu eu. Dar patru primari au plecat, Vasilat, Lucică de la Vasilați,
domnul primar Pandă, de fapt oficial n-am văzut că se iasă. Au fost prezenți astăzi în conferința de presă. La Lehiusat Ionuț și la Tămădău domnul Chiric, deci acești patru primari. Am identificat, avem soluții acolo, noi potențial candidați, câștigători, dar vă dați seama că o să ne batem de la egal la egal, chiar dacă deci au ales să plece către o altă formațiune. Da, am înțeles că dumneavoastră l-aveți impus pe domnul Ilicu. Domnul președinte, am văzut în plus 10 primari până, pentru început. Pe o echipă a Consiliului Județean care ne sprijină și ne va ajuta ca să recâștigăm, după cum am spus, să rămânem în Consiliul Județean. Ne puteți comunica lista cu primarii propuși astăzi? O să vă transmitem 55 de OAT-uri, o să vă transmitem la presă, doamna... Sunt negocieri și nu-i negocieri. Da. Sunt 4-5 negocieri unde, în rest, în mare parte, avem președinte CJ, avem primar pentru municipiul Călăraș, municipiul Oltenița, cele trei orașe. Aș avea o întrebare pentru domnul președinte Ciolacu. Ați afirmat acum câteva zile că la Congres va fi supusă la vot o propunere de schimbare a statutului, în sensul în care orice membru asupra căruia a început o anchetă penală să fie suspendat de drept. Cum se împacă această idee deocamdată vis-a-vis de calitatea de inculpat a domnului președinte Ilguță? În primul rând, aș vrea să-l felicit și pe domnul Ilguță, pe domnul Iacomi, de maturitatea politică de care au dat dovadă astăzi. De fapt, au creionat un nou proiect politic. Chiar aș spune, se aseamănă foarte mult cu proiectul politic USR și cred că proiectul lor administrativ va fi unul benefic călărășenilor și sunt mândru de ce au reușit cei doi. Vor câștiga la Călăraș, suntem convins. Se creionează o echipă puternică care se va bate pentru primele locuri din partid, ca și procente electorale. De fapt, în politică există învingători și învinși. Ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, eu am crezut că mă întrebați de domnul Filipescu. Da? Dacă doriți, vă pot răspunde și în ceea ce privește pe domnul Filipescu, care are dosar pe infracțiuni de corupție la DNA. Vă pot răspunde și de acuzele asupra domnului președinte al Consiliului Județean, care sunt de abuz în serviciu. Am înțeles că n-a spus în aplicare nu știu ce hotărâre de reangajare a unor oameni. Nu. Credeți, vorbim de fapte de corupție sau de un gest de o plângere penală asupra președintelui Consiliului Județean. Eu am fost un amărât de viceprimar la municipiul Buzău și astăzi mai primesc hârtii de la tribunal cu neîncepere de urmărire penală. Privind modificările la statut, am fost foarte clar și o să fiu și astăzi. Oricine va fi condamnat în prima instanță sau oricine asupra cărui există o hotărâre luată de către judecător privind arest, se suspendă de drept din partid. De asta am vrut. Dacă mai doriți detalii despre domnul Filipescu, dosarul dânsului, să știți că am fost foarte atent și vă le pot oferi. Alte întrebări? Legat de cei 10 primari, care vor merge la 40 de dumneavoastră, implicit, odată care sunt motivele care îi mână Sunt mai multe întrebări. O întrebare vă dau simplu. Administrația nu are culoare politică. Acești oameni vor să-și continue proiectele în comunitățile lor.
soluția Iliuță pentru ei e soluția cea mai bună. Soluția Babu oferită de PNL nu e o soluție viabilă pentru ei. E simplu, ca și variantă viitoare. Doamna senator, răspuns la întrebarea asta? Mă completez. Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc că ați răspuns prezent ca de fiecare dată. Nu îndrăzesc să-l completez pe domnul Vasile Iliuță, bineînțeles ca și președinte executiv. Am avut ocazia, oportunitatea de a sta de vorbă atât cu primarii pe care îi reprezint, dar și cu noi veniți în cadrul organizației noastre. Împreună cu domnul președinte Iacomi și cu domnul Iliuță am încercat să găsim cele mai bune soluții, astfel încât în fiecare localitate să avem candidați câștigători și nu doar candidați. Legat de venirea colegilor primari liberali. Știți foarte bine că e un act de curaj și pentru aceasta i-am felicitat. Într-adevăr, să pleci de la putere către opoziție, dar cu dorința de a schimba ceva în județul pe care tu îl reprezinți, e un act de demnitate și un act care trebuie apreciat. De asemenea, atunci când și-a prezentat domnul Vasile Iliuță echipa, aș fi vrut să adaug că odată ce au acest curaj și manifestă acest gest, înseamnă că ei în localitățile lor au avut un aport benefic, astfel încât, într-adevăr, cum a spus și domnul președinte, administrația nu are culoare politică. Atunci când tu, în localitatea ta, vii cu lucruri benefice pentru cetățeni, cetățenii te vor vota pe tine ca și om, pentru că asta se întâmplă de fiecare dată la locale și nu neapărat vor alege între PSD și PNL. Legat de ansamblu, este normal. Atunci când se creează un centru de greutate și în momentul de față centrul de greutate este sigur în Partidul Social Democrat, este normal să vină cât mai mulți alături de noi. Noi așteptăm în continuare și ușile noastre sunt deschise. Încă există negocieri pentru fiecare localitate și de aceea, domnule Coloagă, încă nu vedem lista aceea completă pentru că încercăm să creionăm cea mai bună echipă, cea care ne asigură victoria. Mulțumesc frumos! O singură precizare vreau să fac și aici. Dacă vă aduceți aminte, în momentul în care am fost în guvern, care eram ministru la invitația domnului președinte Iliuță Vasile, am venit la Călăraș. În această sală, stând de vorbă cu noastră, am adus aminte acest lucru. Președintele Consiliului Județean în funcție atunci și astăzi în funcție, Iliuță Vasile, a convocat toți primarii, fără culoare politică. Nu știu, PNL, PSD, alte culori politice. Și am stat de vorbă împreună cu toți primarii. Eu am venit în județul Călăraș, la vremea aia, la invitația președintelui Consiliului Județean, care era la PNL, atunci să-l spune. Domnul ministru, eu vreau tot județul, nu putem să dezvoltăm numai anumite localități. Eu vreau ca să ajut toți colegii mei primari. Și astăzi înțeleg de ce mare parte din primarii PNL, iată că vin la PSD pentru președintele Consiliului de Țeam în funcție, Iliuță Vasile, pe care eu îl apreciez foarte mult, sigur, fac o echipă împreună cu toți cei care stai. Mergând pe ideea, doamne senator, că ușa este deschisă la partid, mă gândesc că poate așa la doamnă, da? Parlamentarii de PNL de Călăraș, poate nu, vom găsi ușa deschisă la PSD? Da, dacă îmi permiteți, probabil că nu am fost eu destul de clară, astfel încât să înțelegeți ideea pe care îmi doream eu să o transmit. Atunci când am spus că ușa este deschisă, eu nu m-am gândit decât la binele cetățenilor. Când vorbesc de binele călărășenilor mei pe care îi reprezint și pe această cale, țin să vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte Vasile Iliuță, pentru că atunci când eu am adus miniștri în județul Călăraș, miniștri care să ajute, bineînțeles, fiecare primărie, ați fost singurul care ați arătat deschidere și transparență și ne-ați primit cu brațele deschise pentru proiecte comune pentru Călăraș. Legat de aceste uși deschise, ca să ne înțelegem, toate le facem în acord cu organizațiile pe care noi le avem. Noi avem organizații ale Partidului Social Democrat în fiecare localitate. Dacă se găsește un numitor comun sau dacă proiectul politic vizează câștigarea aceleași localități, cu siguranță că vom lua decizia cea mai bună legată de zona de parlamentare. Domnilor, haideți să câștigăm astăzi localele și discutăm la momentul oportun și de parlamentare. Mulțumesc! La Călăraș cu cine mergeți? Marius Dulce este cel care va reprezenta primăria. Este făcut în cuie? Da, da. Asta s-a întâmplat. Astăzi Marius Dulce este cel care va reprezenta candidatura pentru primăria Călăraș. Avem toată convingerea pentru că în momentul de față Marius Dulce a acumulat o experiență necesară și cred că și cea care a avut-o în calitate de viceprimar nu-i va fi decât benefică. Împreună cu noi cei de aici suntem convinși că primăria municipiului Călăraș va fi
condusă de către Mariu Dulce, cu o administrație publică eficientă și mai ales cu o gândire social-democrată, pentru că politicile liberale asumate în acest județ nu au demonstrat că sunt eficiente. Mulțumesc! Înțeleg că una din prioritățile PSD-ului în următoarea legislatură, cel puțin, va fi modificarea legii alegerilor locale, astfel că să nu mai fie legat de glie. Greșesc, domnule Ciolacu? Nu știu la ce lege faceți referire. În prezent, atât cu primarii, consilierii locali, da? nu pot trece la un alt partid, că își pierd mandatul. Eu credeam că facem o lege ca și parlamentarii. Să-și piardă mandatul. Cred că e mai corect. Există o decizie CCR, lucrurile sunt clare. Nu, există o decizie CCR atâta timp cât parlamentarii candidau unii nominatul, nu pe listă. Lucrurile s-au schimbat între ei. Ok, vei schimba sau nu? Eu, dacă voi susține o lege, ca să nu existe migrație politică în Parlamentul României. Cel care vrea să migreze, să-și piardă mandatul. La fel ca și domnul primar. Domnule președinte Ciolacu, cum apreciați activitatea parlamentară de PSD Craiaș, la nivel central? Foarte bun. Nu, fără excepție. Aș vrea să-l întreb pe domnul președinte Viacomi. Acum vreun an de zile era cumva hotărât, poate chiar și mai puțin de un an de zile, era hotărât să vizeze funcția de președinte al Consiliului Județean. Ce l-a făcut să se răzgândească? Făcând o evaluare între actualul președinte al Consiliului Județean și subsemnatul, noi întotdeauna mergem să câștigăm alegerile. Nu putem să, orice dușmănie, orice ranchiune între mine și domnul președinte al Consiliului Județean, știți că am avut foarte multe conflicte politice. Am ajuns la concluzia că pentru binele partidului este normal ca domnul președinte Vasile Iuță, președinte în funcție, să meargă mai departe, susținut de către PSD Călăraș. Și domnul Orban, ați văzut cât de hotărât era să câștige București? Nu mi s-a părut. A spus tot timpul, PNL-ul trebuie să câștige București. I-ați văzut ce a făcut. Da. Da. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.